Bijuterii de la aur, am spus, bijuterii de la aur sunt din două partide, PMP și PNL. N-am văzut nicio persoană care a fost de la înființarea organizației filialei Brăila. Cea este alegerea dumneavoastră, alegerea lui George Simion, care a dezamăgit toți oamenii. Am văzut că ei sunt într-o alianță republicani, din ce știu eu. Nu am văzut niciun republican la lansare, nici măcar pe domnul președinte Petra de la Republicani. Și ca noutate, așa am înțeles că joi bijuterul șef a fost dat jos, Turean George. Adică nu mai e președinte al Aur Brăila? Nu, am înțeles că este un președinte interimar. Dar alte detalii nu pot să vă dau. Deci nu e cărlită președinte. Singurul partid suveranist și singurul partid național din Brăila la ora asta, cu oameni care asta au făcut, fără partipriuri cu PSD, PNL, PNP și alte, este partidul SOS Românic. Bun, lăsați campania electorală. Păi nu e campania, revenim la... Deci vă întrebam ce părere aveți despre că dumneavoastră o să vă bateți între ghilimele cu Cârligea pentru primăria municipiului. E un candidat puternic, e vă simțiți provocat. Dacă vreți să vă întrebați pe mine, fără falsă modestie, eu aș încerca să-l votez pe Gabi Mușcel. Pentru că e ceva nou pentru oraș. Vrem să aducem ceva nou în oraș, aducem și oameni noi în oraș, da? Oameni care încearcă să facă altceva. Domnul Cădice, în afară de afacerile în care, într-adevăr, a ieșelat dumneavoastră acolo, nu știu să fi realizat altceva în politică, în administrație și așa mai departe. Am văzut că eu acum 2-3 săptămâni am spus că se poartă polițiști. Este moda polițiștilor, acum pensionarilor ăstora tineri care au terminat ei cu poliția și au intrat în politică. E ok. Am văzut că Partidul Ecologist l-au numit candidat pe domnul Chivu, au pe Flipper, în județ e plin de candidați. E ok, e bine, dar eu zic că dacă își dorea așa mult să muncească, nu ieșea la pensie la 45-50 de ani, pe cuvânt. Adică, acum s-au gândit, am ieșit la pensie, vreau să muncim pentru Brăila, puțin așa. Nu. Eu le doresc succes la toți candidații, dar Cârligea pentru mine nu e un candidat puternic. Candidatul puternic, ei fără partid în spate, nu reprezintă nimic. Asta este și motivarea mea, ca și tot timpul, dacă ați văzut, îmi place să construiesc. Am participat în toate alegerile la partide mici. Pe unele le-am creat, pe altele, la altele am pus numărul. Eu mă întreb dacă persoanele de care ați amintit ar participa din partea unui partid mic. Ce rezultat ar mai avea? Nu. Ei sunt candidați puternici din cauza că în spate au o structură de partid. Luați-le partidul din spate și... Și o să vedem dacă... Păi da, dar până la urmă politica se face pe voturi, așa cum fotbalul se face așa pe gol. Așa este. De asta fac un apel la Brăila să se trezească. Și să încerce ceva nou. Pentru că dacă tot timpul mergem pe aceleași nume, cu aceleași persoane, vom avea aceleași rezultate.